Am stat până pe la vreo 3 jumate, 4 să editez. Mi-e și rușine să spun după atâta timp. Bună dimineața și bine ai venit la o nouă zi de Vlogmas. O zi cam dizzy așa, după ce am dormit doar 3 ore. Am stat până pe la vreo 3 jumate, 4 să editez. Mi-e și rușine să spun după atâta timp. Am stat să editez pozele, ultimele poze de la Trash the Dress. Pe celelalte pe care le-am editat până acum sunt editate de cel puțin 2-3 săptămâni, sunt gata. Dar nu m-am mai grăbit că n-am mai găsit ziua în care să ne pupăm cu prietenii noștri, să mergem să le livrăm personal. Asta facem noi, nu le arătăm, dar ne pupăm cu ei toți. Da, și am tot amânat până au zis, bă, mâine suntem liberi. A, și noi suntem liberi. Dar n-avem pozele. Stai că mai am vreo 100 de poze de editat. E ok, am verificat aseară după ce am editat, mai am 35. De editat? Da. Păi zis că ultimele le-ai editat. Cum adică mai ai 35? Păi au fost ultimele 100. Așa, și ai editat aseară până la 35? Da, mai am 35 pentru astăzi. Astăzi, da. Și înainte să mergem iar acasă, acum suntem în Ploiești, am venit să dăm un ochi pe la Cora și Oșan, să vedem dacă au băgat toate reducerile alea. Și păi nu e 15. Și, păi, era la București, la Ploiești mai devreme. Și am venit să și trimitem, să expediem cardul cadou de la Jumbo, pe care l-a câștigat Marius Holdor, a fost ales cu random.org live pe Instagram, pentru cine nu a văzut. Hai, Cristina, hai, dai emoții. Emoții ca emoții, ce-i cu tine? Sper că se aud acolo la voi la vlog. Urmează să extragem câștigătorul la giveaway-ul nostru. Vom face primul nostru live pe Instagram. Doamne, de să mergă. Ești în direct. Acum da, alegem câștigătorul. Dai tu că eu leșin dacă dau. Hai că dau eu. Generate. 26. Bun, felicitări. Să vedem. 26. Holdor Marius. Felicitări tuturor că ați ales să vă uitați la noi și să ne lăsați un comentariu și mai facem. Da? Mai facem. Stați aproape că deja începe seria giveaway. Exact. Deci dacă n-ai câștigat, stai liniștit că Crăciunul mai sunt e mare. Șanse destule, da. Mai sunt Crăciunuri de acum înainte. Exact, da. Ne auzim cu următorul pas. Update, nu este niciun fel de reducere în Cora, deși doamna de atunci ne-a spus că după Moș Nicolae. Da, acum este un fel de reducere la anumite... 2 lei din 20 de lei. Da, trebuie să venim pe 22, când nu mai vrea nimeni să mai cumpere și luăm pentru la anul. Da, deci n-am găsit nimic, i-am luat doar lui Vivi niște boabe și plicuri și mi-am luat și eu un trigon cu... telemea și un croissant cu ciocolată și nucă. Și nucă, pentru că ieri, pe lângă faptul că am dormit 3 ore, am mâncat 4 felii de pâine cu dulceață, 2 cu zacuscă și o felie cu 3 cartofi. Alți oameni și-ar dori acest festin. Da. Cristina, nu te plânge. Da, și acum mergem la Kaufland. Ca să ne luăm giginele, bribinele pentru Cristina. Aie, exact. Să aibă și ea ce să mănânce. Uh-huh. Vedem ce să mâncăm diseară. Eu zic că o să ne porcim. Da, sper. Facem cumva. Come on in, come on up, come on over. For the merriest time of year. Come on up, come on in, get together. For a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over.
a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Țeapă, 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 nici o reducere, tot aia de 21% de la București. Da. Mai încercăm. Mai băgăm ofisă. Ce că nu le facem, de făcut le facem, dar n-am de ales, mâine este 15 decembrie, de fapt deja a început 15 decembrie și eu trebuie să pun videoclip pe YouTube, așa că mă apuc de editat pentru videoclipul de pe YouTube. A zis doamna aia, a zis că nu trebuie nimic în viața asta. Yeah.
Bună dimineața! Am reușit și noi să ne trezim cu greu, dar am reușit. Și acum, la treabă!